Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Pentru raci, octombrie va fi o lună foarte controversată. Singurătatea cu tine se va schimba dramatic în dorința de a ieși la un bar cu prietenii. Luna aceasta vei putea da dovadă de diplomație și vei rezolva cu ușurință orice situații conflictuale acasă sau la serviciu. Circumstanțele neprevăzute și problemele neașteptate te vor obliga să schimbi calea prevăzută. Racii care suferă de probleme profesionale, în special la angajații, în octombrie nu ar trebui să și părăsească locul de muncă ghidați de emoții, deoarece în următoarele câteva luni este puțin probabil că racul să poată găsi un nou loc promițător. Iar cei reprezentanței semnului zodiacal rac, care s-au mutat destul de recent într-o nouă organizație, vor trebui să-și apere pozițiile din cauza unor transformări externe. Luna nouă în Scorpion și Eclipsa de Soare, așteptate pe 25 octombrie, te vor împinge să te gândești la o vacanță plăcută și un timp liber interesant. Unii se vor gândi la o excursie comună, dar aceasta va avea loc în noiembrie. În plus, perioada de lună nouă, adică 25 și 26, încurajează distracția și creativitatea în compania copiilor și nepoților. În aceleași zile pot apărea cunoștințe romantice, dragoste, pentru racii singuratici, începutul lunii octombrie promite o mișcare blândă către sentimente tandre și afecțiune. Nu vei avea un obiectiv specific în găsirea unui partener. Această situație se poate întoarce împotriva ta? mai ales când vine vorba de planul intim. Cei care nu știu să stabilească o relație serioasă trebuie să acorde atenție oamenilor familiari. Poate că printre ei există cineva care a avut de mult un sentiment real pentru tine. Încearcă să fii mai atentă la cererile și așteptările persoanelor pe care soarta ți le-a adus în preajmă. Reprezentanții unei familii ar trebui să reducă cererile, atât pentru ei înșiși, cât și pentru a doua jumătate. Relațiile de stabilitate sunt foarte importante pentru tine și te vei strădui spre armonie cu toată puterea ta. Încearcă să eradichezi gelozia care a apărut și fii mai puțin suspicioasă față de celălalt. Pentru a stabiliza relațiile cu partenerul de viață, laudă-l mai des, evită critica, fă și tu complimente și surprize plăcute, începe puțin câte puțin să devii om căci nu te-ai născut în ger. Începe să faci o tradiție de întruniri de familie și distrează-te cu cei pe care tu i-ai adunat în propria gospodărie. Sănătatea Bunăstarea racului va depinde direct de starea lui emoțională. Simți că episoadele negative se răstogolesc puternic în mintea ta? Încearcă să scapi de ele cu tehnici psihologice bine cunoscute, de exemplu, vopsește camera cu un colorant antistres, relaxează-te cu muzică, descarcă-te în baie sub duș, mulți raci pot obține un animal de companie care îi va proteja de emoțiile negative, alții vor obține un copil care le va pune părul la cuptor cu bigodii cu tot, pe tot timpul lunii octombrie, trebuie să acorzi o atenție deosebită sistemului cardiovascular, mai ales dacă ai boli specifice deja diagnosticate. Persoanele supraponderale ar trebui să fie testate și să și verifice nivelul de colesterol și de coagulante. Ieși mai des în aer liber pe propriile picioare și schimbăți dieta cu alimente bogate în potasiu. În loc să te antrenezi din greu la sală sau pe banda de acasă, ar trebui să încerci mai mult să mergi pe jos, cu bicicleta și să noți. Acest sfat este deosebit de important în ultimele 10 zile ale lunii octombrie când riscurile de accidente cardiovasculare cresc semnificativ. Banii Natura ta complexă poate afecta negativ multe lucruri. Numai acei reprezentanței semnului ra care sunt logodiți individual cu munca, de exemplu, programatori, inventatori, scriitori, vor avea noroc. În prima decada a lunii, racii vor putea face o investiție profitabilă și se vor răsfăța cu multe cheltuieli sau capricii mari. Vei fi plină de idei, dar va fi nevoie de multă muncă pentru a le implementa. Lucrează la carisma și farmecul tău. Aceste lucru este foarte important pentru a atrage noi parteneri de afaceri și investitori mari. Este logic ca angajații să ceară o creștere a salariului. În octombrie, racii vor primi stabilitate financiară. Vei putea să-ți iei la revedere de la vechile datorii și, în sfârșit, să-ți recuperezi banii promiși de mult. La sfârșitul lunii te așteaptă un aflux mare de fonduri. Norocul va fi de partea ta. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!